Bună ziua, dragă audiență, și bine ați revenit! Suntem în Cluj, la Muzeul de Artă. Suntem în Palatul Familiei Banfi și suntem cu domnul muzeograf. Vă rog să vă prezentați. Bună ziua! Bună ziua! Dan Breaz mă numesc. Mă bucur să avem ocazia să vorbim atât despre palat, cât și despre instituția Muzeului de Artă și programul expozițional pe care îl propune. Am să încep cu instituția și am să continui cu ce înseamnă Palatul Banfi, unul dintre cele mai importante palate baroce. Vreau doar pe scurt, pentru început, să atrag atenția că Muzeul de Artă din Cluj-Napoca are un patrimoniu foarte bogat, care parcurge perioada medievală și ajunge până în prezent. Cred că parcursul Galeriei Naționale este un bun prilej de meditație asupra mai multor teme culturale reprezentative pentru cultura românească în general și chiar și europeană. Aș vrea să spun despre Palatul Baroc în care ne aflăm că este unul care a creat o adevărată modă, nu numai în Clujul din perioada răspândirii barocului, ci în întreg acest spațiu din Transilvania. Este un baroc târziu, este un palat baroc construit în secolul XVII, după planurile arhitectului Johann Eberhard Blaumann. Acest palat a fost construit cu o ocazie specială. Este vorba de mutarea reședinței lui Gheorghe Banfi de la Sibiu la Cluj, cu ocazia numirii sale în funcția de guvernator al Transilvaniei. Este un palat baroc care impresionează atât prin programul iconografic și al statuariei sale, dar este în egală măsură un palat baroc construit după rigorile arhitecturale ale stilului renascentist, pentru că în discuțiile particulare pe care le-a avut familia Banfi cu Johann Eberhard Blaumann, familia și-a exprimat interesul pentru o anumită rigurozitate în construcția acestui palat. Și atunci aceste săli în anfiladă se numește, adică aceste săli care comunică între ele, practic, descriu un plan arhitectural foarte, foarte echilibrat, foarte armonios. Părțile își corespund între ele ca dimensiuni, ca lungime. Deci există acest principiu al simetriei, dincolo de libertatea barocă de exprimare, inclusiv la nivel arhitectural și al organizării spațiilor. Am să trec acum la o prezentare sintetică și sper să fie cât mai la obiect a lucrărilor care structurează discursul expozițional al galeriei permanente. Este o galerie care are un principiu cronologic de desfășurare. Începem cu perioada medievală și ajungem până aproape de zilele noastre, parcurgând unele dintre cele mai importante etape în dezvoltarea artei din România. Și m-aș bucura să vă pot arăta câteva dintre cele mai reprezentative exponate. Aș începe cu acest altar de la Jimbor. El a fost construit în prima jumătate a secolului XVI. Este într-o formă de conservare extraordinară. Nu a fost restaurat până acum. S-a bucurat doar de mici consolidări care îl păstrează exact în forma în care el a fost găsit la Jimbor. Este o piesă de rezistență, este una dintre cele mai importante forme de exprimare ale religiei catolice. Cultul Fecioarei Maria, după cum se vede, era foarte important în acea perioadă și, nu întâmplător, Fecioara Maria se află în scrinul central al acestui altar de la Jimbor. Iarăși, este o culme de exprimare plastică, de
expresivitate artistică, pentru că îmbină cu o maestrie ieșită din comun diferite stiluri, diferite orientări, stilul renascentist, stilul baroc, se îmbină într-un tot armonios și aș da doar câteva exemple. Programul iconografic extrem de complex, care cuprinde întreg ciclul legat de Iisus Hristos și patimile sale, are o formă de exprimare magistrală specifică acestui spațiu central est-european. Este una dintre, mă rog, unul dintre exemplele de pictură barocă de cel mai înalt nivel. Acea formă de ornamentare în partea superioară a scrinului central, acele motive vegetale sunt de inspirație renascentistă mai degrabă. Cred că este foarte important și faptul că Fecioara Maria este redată după niște principii gotice, care, iată, se potrivesc foarte bine cu restul ansamblului pe care îl putem admira. În același timp, faptul că personajul feminin are o formă de a se adresa privitorului, parcă ar intra în dialog cu cei care admiră această lucrare, ține de această scenografie barocă excelent pusă la punct aici și care implică această legătură cu publicul, care incită într-un fel la un dialog al credinței. Este o piesă de rezistență pentru că respectă acest principiu de comuniune, de dialog, de și chiar are această teatralitate care este specifică stilului baroc. Aș profita de ocazie să mergem într-o altă sală, unde problematica este diferită. Aici sunt lucrări din secolul al XVIII-lea. Este o perioadă importantă în dezvoltarea artei din acest teritoriu. Și m-aș referi puțin la lucrarea lui Josef Neuhauser cu castelul de la Uioara. Și aici vorbim despre o operă exemplară. În secolul XVIII, interesul pentru natură, interesul pentru știință se dezvolta din ce în ce mai mult. Și în mod discret, dar hotărât în același timp, arta își dă și ea răspunsul ei la noile provocări ale cunoașterii. Peisajul începe să devină un stil de sine stătător în secolul al XVIII-lea, nu întâmplător, pentru că, cum spuneam, spiritul științific capătă tot mai mare anvergură și de aici interesul artiștilor pentru datele realității, pentru studierea și la nivelul imaginii al ideii de detaliu, de ansamblu al unui peisaj. Este important aici de observat această societate nobiliară care se întâlnește undeva într-un mediu de țară, dar încă nu avem acea perspectivă idilică specifică secolului al XIX-lea. În secolul al XIX-lea începe să devină importantă această expresivitate proiectată din intențiile artistului pe pânză. Adică era mai important în secolul al XIX-lea starea decât ceea ce observăm propriu-zis cu ochiul liber. Aici era importantă observația directă. Înainte să ajungem la cel de-al doilea exemplu pe care l-am în vedere, acela cu peisajul idealizant specific secolul al XIX-lea, aș spune câteva cuvinte despre portretele pe care le avem în jurul nostru, în această sală. Sunt portretele nobililor din secolul al XVIII-lea. Este important și contextul social în care au fost create și motivațiile creărilor. Ele au fost pictate de către pictori pelerini. Sunt pictori care călătoreau de la o curte nobiliară la alta, oferindu-și serviciile
de pictori și faptul că ei treceau, ei făceau tranziția practic de la pictura religioasă, de la pictura bisericească, la pictura pe pânză, la uleiul pe pânză. În momentul în care se face această tranziție, sigur că era o mare provocare pentru acei artiști să-și rafineze mijloacele de realizare a picturii. Ei se profesionalizau pe parcurs, învățau foarte mult exersând această artă a portretului, care devine și forma de conservare, de transmitere în timp a imaginii unor importante figuri ale acelor vremuri. Și aș merge mai departe, după ce am zis cele două aspecte importante legate de secolul XVIII, aș vrea să mergem puțin mai departe și să vedem, spre exemplu, acest tablou al lui Aloisie Hora, Peisaj cu animale se numește, și el spune foarte multe despre ceea ce se întâmplă în prima jumătate a secolului al XIX-lea, interesul pictorului pentru faptul natural ca expresivitate a sinelui, de fapt. Pentru că asta face romantismul, aduce această sensibilitate proprie pe care o proiectează asupra unui fapt exterior. Dacă comparăm puțin cu ceea ce am văzut înainte, vom vedea că aici mai important este starea de ansamblu și nu atât investigarea naturală a fiecărui element pe care îl putem observa. Sigur, ca o mică paranteză, în artă întotdeauna a fost această dispută între ce înseamnă revoluție plastică, ce înseamnă inovație și ce înseamnă păstrarea unei tradiții. Și cred că în momentul în care, se afirmă romantismul, el își dispută cumva acest caracter de stil novator, de stil care lasă în urmă o anumită tradiție considerată prea coercitivă sau, într-un fel, prea constrângătoare. Această libertate de a urmări un fapt al minții este ceva ce nu se mai întâmplase până atunci. Și sigur că, în paralel cu această schimbare de perspectivă, această schimbare în gândire, mai are loc una pe care o vom observa tot așa pe parcursul galeriei, una în care idealul reprezentării din punct de vedere tehnic evoluează de la disimularea mijloacelor de expresie la lăsarea acestor mijloace de expresie la vedere. Și acest fapt, această schimbare de mentalitate care merge spre subiectivitate pe de o parte și care merge înspre libertate de expresie pe de altă parte, sunt două dintre componentele esențiale ale modernizării artei. Și până la urmă, cred că plăcerea de a parcurge această galerie vine din acest fapt de a observa felul în care, în mod discret, dar pe parcurs din ce în ce mai explicit, arta se modernizează. Și am să vă arăt, am să parcurg acest drum împreună cu dumneavoastră și trecem de la preocuparea pentru peisaj la preocuparea pentru temele istorice. De asemenea, importantă atât pentru stilul romantic, cât și pentru stilul clasic, sau mă rog, neoclasic, pentru că în secolul al XIX-lea vorbim mai degrabă de neoclasicism. Și atunci este o scenă celebră, o scenă de luptă în care Ștefan cel Mare ajunge în cele din urmă să învingă oastea turcească, pe care o putem vedea în această parte a lucrării. Este o lucrare care merge foarte mult pe expresivitatea romantică. Figura supradimensionată a lui Ștefan cel Mare este un exemplu foarte bun pentru ceea ce înseamnă, mă rog, hiperbola la nivel plastic. Nu? Știm foarte bine că Ștefan cel Mare nu era neapărat o persoană foarte înaltă, dar era extrem de abil în luptă, era un tactician foarte bun. Ori pictura ni-l arată ușor supradimensionat, aproape la înălțimea calului. De ce? Nu pentru că Teodor Aman nu cunoștea adevărul istoric, ci pentru că spiritul romantic propune această soluție,
a impactului vizual obținut pe această cale asupra dimensionării, de dragul adevărului subiectiv mai degrabă, pentru că aici era important în economia imaginii, dar și a luptei, figura personajului central. Și pentru că tot am ajuns la ideea de centralitate, aș vrea să observ structura piramidală a acestei imagini, care are un personaj central în mijloc și alte personaje secundare care conduc gradual înspre această figură. Și sigur că dacă ne imaginăm axele, așa se și numesc, axele imaginare de simetrie ale imaginii, vedem cum ele descriu această formă piramidală, care vine dinspre arta neoclasică. Arta care, prin excelență, știm bine, clasicismul, apreciază această structurare riguroasă, logică a imaginii. Numai că Teodor Aman nu se mărginește să urmeze preceptele doar ale romantismului sau doar ale neoclasicismului, ci, cum bine observăm împreună, le combină, dovadă și aceste personaje din zonele de extremitate ale imaginii, care ies cumva din cadrul imaginii. Mi s-a și reproșat în epocă faptul că nu integrează complet aceste personaje. Și el sigur a răspuns că dinamismul luptei este mai bine sugerat în felul acesta. Într-adevăr, când avem senzația că surprindem un cadru foarte dinamic dintr-o bătălie. Și atunci, sigur, având în minte cele două lucrări despre care am vorbit, vedem cele două dintre componentele gândirii romantice, înclinația spre reveria în fața unui peisaj, dar pe de altă parte și interesul spre caracterul dinamic și surprinzător al bătăliei. Tema istorică este de asemenea importantă. Aș profita de ocazie și aș merge mai departe pentru a începe să discutăm de unul dintre pictorii care fac tranziția cu adevărat înspre pictura modernă din România, Nicolae Grigorescu. Nicolae Grigorescu este un pictor care convinge și care surprinde în același timp prin mai multe aspecte. Nu e întâmplător faptul că este unul dintre întemeietorii, unul dintre maestrii picturii moderne din România. Pentru că opera sa, așa cum arată și aceste lucrări, este o operă multifacetată. În acest portret al lui Carol Davila, spre exemplu, vedem calitățile deosebite ale unui pictor neoclasic. Dacă observăm puțin în stânga acestei lucrări, dacă observăm autoportretul pe care și-l realizează, vedem că are o capacitate deosebită de a ieși din reprezentarea sobră, corectă, a neoclasicismului și simțim deja interesul său înspre o portretizare psihologică. Deja autoportretul pe care și-l face este unul de investigație a unei stări, a unui moment. Nu mai este stricta înregistrare vizuală a trăsăturilor fizionomice ale unui personaj. Sigur, Nicolae Grigorescu merge încă chiar mai departe și v-aș arăta, doar în reproducere este împrumutată pentru momentul de față, această lucrare a unor prizonieri turci. Chiar și în reproducerea pe care o avem în față, se poate observa o foarte fină investigație psihologică pe care Nicolae Grigorescu este capabil să o surprindă. Nu în ultimul rând, el este un foarte talentat, un foarte rafinat pictor de nuduri. Aceasta este o lucrare care va fi doar pentru o perioadă la noi în muzeu. Acest nud pe care îl reprezintă aici Nicolae Grigorescu surprinde foarte bine caracterul lui romantic, felul în care idealizează postura unui personaj feminin, postura acestui nud, care este deopotrivă misterios, este cu multă economie de mijloace realizat, dar în același timp este foarte sugestiv
și de aceea se încadrează într-un autentic spirit romantic pe care Nicolae Grigorescu îl include într-o paletă, repet, într-o paletă stilistică foarte diversă și foarte rafinată. Un cu totul alt Grigorescu putem observa aici, la Țigani cu ursul, unde folosește în mod evident o tehnică post-impresionistă cu aceste tușe foarte mari de culoare, aceste tușe care construiesc foarte sugestiv soliditatea obiectelor și o sugerează foarte bine. Chiar și numai în această primă sală cu lucrările sale putem observa deja atâtea trăsături care converg într-un stil exemplar. Așa. Nicolae Grigorescu, sigur, a fost în primul rând receptat și cunoscut ca pictor național. Dar înainte să devină o figură importantă a stilului național, el este un pictor care a adus în România tehnica plenerismului. Și mai ales cele două peisaje de la Posada, stânga-dreapta, demonstrează cu foarte mare spirit de convingere capacitatea sa de a fi un observator direct, de a fi un observator spontan al datelor naturale. Știm cu toții că, de fapt, tehnica plenerismului exact asta însemna. Să fii în fața peisajului și să reușești într-o anumită unitate de timp să-i surprinzi atmosfera, calitatea aerului. Așa cum vă spuneam mai devreme, pictorul devine pe parcursul modernizării sale din ce în ce mai spontan. Prin comparație cu lucrările semnate de Grigorescu, pe care le-am văzut ceva mai devreme, în acest peisaj putem admira dezinvoltura cu care folosește tușa liberă. Nu mai sunt acele tușe lise, foarte fine, care sunt așezate ordonat, una lângă alta, cu atâta grijă încât aproape nici nu observ cum pune vopseaua pe pânză. Aici, dimpotrivă, o observi, pentru că exact asta își dorește, să observăm felul în care este liber în manipularea tușelor de culoare. Mai există și lupta cu timpul, pentru că asta înseamnă, pictura de plener înseamnă să surprinzi o atmosferă care, dacă nu este surprinsă în timpul necesar, poate să scape și să oblige pictorul să revină în mai multe zile la rând pentru a surprinde același moment în cadrul unei zile. Iată deci cum spontaneitatea devine metodă. Nu mai este o spontaneitate doar de dragul de a ne juca cu culorile. Nu. Ea are scopul precis de a surprinde cu mai mare acuratețe un anumit moment. Și aici este și o dispută, desigur, cu stilul neoclasic, unde metoda pictorului era cu totul alta. Adică făcea foarte multe schițe, inclusiv își lua notații de culoare, ce a văzut că reprezintă această respectivă imagine în momentul în care o vedea. După care mergea în studio cu schița respectivă și cu notațiile referitoare la cromatica subiectului plastic și le reconstituia în atelier. Numai că post-impresioniștii spun și practic asta este esența revoluției lor picturale, că în atelier nu-ți mai poți aminti cu suficientă acuratețe ceea ce ai văzut. Și faptul că ochiul nu mai are în fața lui subiectul pe care vrea să-l reprezinte, fură cumva imaginii, spontaneitatea, prospețimea ei. Ori exact asta ei câștigă, prospețime, spontaneitate, faptul că pictăm ceea ce vedem, nu doar ceea ce știm despre ceea ce vedem. Știm cu toții foarte bine că una este realitatea și cu totul altceva este o amintire sau o aproximare a ceea ce am trăit cândva sau am experimentat cândva. Nu mai e deloc același lucru. Vorbim despre experiența directă. Partea picturii moderne mai e și asta.
surprinderea experienței, exercițiul reprezentării ca experiență în sine. Și să nu mai fie o detașare între reprezentare și trăire. Trăirea și reprezentarea trebuia să fie un singur lucru. Ceea ce, sigur, era foarte provocator și are unele dintre cele mai spectaculoase rezultate. Și, după cum v-am promis, Nicolae Grigorescu, sigur, s-a făcut foarte cunoscut și recunoscut ca pictor național, pentru că, desigur, are aceste reprezentări din universul rural românesc, țăranul fiind, prin excelență, să zicem, personajul care devine un vehicul, un vector de a pune în mișcare o imagerie, un imaginar cu specific național. Nicolae Grigorescu are această îndrăzneală și toată experiența lui dobândită la Fontainebleau și în Franța și prin contactul lui cu Academia este sintetizat până la urmă într-o formă de reprezentare, de revenire asupra surselor, a resurselor specific autohtone. Eu cred că este o îndrăzneală importantă în epocă și în ciuda criticilor unora sau altora că idealizează universul rural și desigur face asta, nu e niciun secret, dar în ciuda faptului ăstuia, el totuși este un pictor care înnoiește foarte mult, care inventează foarte mult la nivel vizual și care prin această combinare a dexterităților sale pleneriste, neoclasice, inclusiv exercițiile lui de la începutul carierei de pictură bisericească, toate converg împreună și ajung la un rezultat sintetic care este propriu și care este inconfundabil. Și până la urmă, acest aspect al noutății, al originalității în pictură este mai important decât eventualele, să spunem, reținere ale unora sau ale altora. Și cred că Nicolae Grigorescu excelează exact în acest punct în care nu mai e dependent de niciuna dintre sursele sale. Până la urmă, vestitele sale Care cu boi, unul dintre exemplarele acestei lungi serii, este și aici. Până la urmă, varietatea carelor cu boi, exact despre asta ne vorbește. Ne vorbește despre un pictor perfect stăpân asupra mijloacelor sale, care nu mai este dependent de subiectul reprezentat și pentru care pictura sau picturalitatea este subiectul în sine al picturii. Și de aceea cred că Nicolae Grigorescu nu trebuie subsumat sau cu strictețe încadrat doar într-una dintre direcțiile pe care le posedă cu atâta lejeritate. Aș profita de ocazie și aș continua de la Nicolae Grigorescu să trecem la Ion Andreescu, unul dintre peisajele sale specifice. Ne dezvăluie un creator de școală, un creator de școală al sintezei mijloacelor de expresie. Exprimarea, după cum puteți observa în această imagine, este extrem de sintetică, extrem de concisă. Datele realității sunt foarte sugestive în ciuda acestui spirit de condensare a formei despre care vorbeam. Și cred că Ion Andreescu este un mare creator de școală și din această cauză. Nu întâmplător a dat numele Academiei de Arte Plastice din Cluj multă vreme, pentru că este unul dintre pictorii creatori de școală realmente. Și subtilitatea lui Ion Andreescu este una, să spunem, de ordin existențial, dincolo de mijloacele picturale stăpânite cu atâta virtuozitate. El este un spirit existențialist profund interesat de soarta ființei umane. Acest călăreț se și numește Călăreț în Amur. Acest călăreț se pregătește să părăsească această imagine și să lase această scenă
goală, această scenă a naturii lăsată goală și în care, sigur, fiecare dintre noi ne putem proiecta propria fascinație, mă rog, propriile reverii referitoare la un moment de meditație. Și Ion Andreescu este prin excelență un pictor meditativ, surprinzând ca nimeni altul datele naturale și personajele în așa măsură încât să ne facă să cădem pe gânduri și să ne gândim la locul nostru în lume. Un alt pictor paradigmatic pentru pictura modernă românească și unul dintre marii maestri ai picturii moderne românești este și Ștefan Lucian. Ștefan Lucian, care a și declarat la un moment dat că dacă nu era Nicolae Grigorescu și dacă nu era Andreescu, atunci două dintre modelele de căpătâi ale sale ar fi lipsit și el nu ar fi ajuns cel care a ajuns să fie. Și Lucian datorează foarte mult descoperirilor picturale ale lui Grigorescu și Andreescu. Este un pictor care este un foarte fin observator și auto-observator. Acest autoportret demonstrează din plin această capacitate de investigare psihologică a propriei psihologii. El era într-un moment foarte dificil al vieții sale. Știm că el suferea de o paralizie progresivă care a ajuns în cele din urmă să îl stăpânească aproape total. În momentul în care a pictat acest autoportret, avea penelul mâinii, penelul cu care picta prins de încheietura mâinii sale. Și cu toate acestea reușește să facă un autoportret extrem de viu, extrem de sugestiv. Vizitatorii și specialiștii și oamenii din mass media care trec prin muzeu, de fiecare dată sunt atrași de această lucrare, care are un magnetism aparte. Și cred că acest magnetism vine cumva din profunzimea privirii, cu care parcă te fixează când intri în această sală. Imediat privirea lui Lucian te captează și îți propune un dialog subiectiv foarte intens. Paloarea acestei eșarfe pe care are grijă să o picteze în jurul gâtului sublinează, de fapt, paloarea feței și în felul acesta dă un indiciu despre starea în care se află. Dar, sigur că Ștefan Lucian este un mare spirit al vremii sale. La sfârșitul secolului XIX și începutul secolului XX, el combină ca nimeni altul referințele care vin dinspre mai multe surse, așa numitul stil 1900, care era mai degrabă specific secolului XIX și care avea o anumită tradiție a reprezentărilor sinuoase, organice, misterioase. Acest spirit face parte din pictura lui, dar deopotrivă și spiritul expresionist, care începe să se nască cu mai mare amploare la începutul secolului XX și care, cum foarte bine știm, propune valorile cromatismului, ale culorii, care nu mai este aceea foarte controlată, foarte sobră a picturii neoclasice, începe să câștige tot mai mult teren și în pictura lui Ștefan Lucian se poate observa asta. Este un pictor între epoci, care combină limbajele epocilor și reușește să creeze un stil tot așa inconfundabil. Capacitatea lui de sinteză este iarăși dezvoltată la maxim. Acest peisaj de la Moinești demonstrează iarăși modernitatea viziunii sale. Elementele peisajului sunt redate cu minimum mijloacelor de expresie și cu toate acestea este foarte, foarte sugestiv. Probabil că Ștefan Lucian era unul dintre spiritele cele mai reflexive ale epocii sale și alți artiști au văzut asta. Dovadă acest portret pe care îl face Dimitrie Paciurea. Și Dimitrie Paciurea iarăși face ceva neobișnuit în limbajul epocii sale.
El include în portret mâna personajului, după cum vedeți, ceea ce ar trebui să fie ipotetic bustul acestui personaj. Este o masă foarte mișcată de bronz pe care Dimitrie Palciorea o manipulează cu o mare, mare libertate și care are așa o energie turbionară, nu? Pentru că simțim cumva că fizionomia, chipul personajului izvorăște cumva din această masă mișcătoare de materialitate care naște o ființă. Și ființa este una extrem de meditativă. Ștefan Lucian, așa cum îl vede Dimitrie Palciorea, este neobișnuit de asemănător cu autoportretul pe care și-l face Ștefan Lucian însuși. Și aici vorbim despre comunicarea între doi mari artiști care se receptează, iată, foarte fidel între ei. Și aș profita de ocazie să arăt și lucrările care l-au făcut celebru, de fapt, pe Ștefan Lucian și care sunt toate aceste naturi statice cu flori. Sunt unele dintre cele mai cunoscute lucrări ale sale. Am să mă opresc doar asupra uneia dintre ele, această oală cu crizanteme, spre exemplu, și care arată o altă față a lui Ștefan Lucian. Interesul său pentru hipercromatismul care îl face celebru, culorile care sunt așa de vii încât parcă ar ieși de pe pânză, sigur inspirat și de fovismul care era foarte în vogă în acea epocă, dar sigur el era liber de fapt. El nu prea ad literam niciunul dintre aceste mijloace de expresie vizuală, le recepta însă spiritul și înțelegea că și în arta autohtonă ar fi important să existe o reacție pe măsură, să existe o reflecție asupra spiritului autohton puternic infuzată de acest cromatism. El este unul dintre marii coloriști ai picturii moderne românești și pe lângă tot ceea ce v-am spus înainte, rămâne cunoscut mai ales prin această calitate extraordinară a combinării culorilor și a obținerii unui echilibru compozițional cum rar putem întâlni. Aș merge să vă mai arăt câțiva dintre maestrii picturii românești moderne la granița cu ceea ce însemna limbajul avantgardist al secolului 20 și m-aș opri la câteva lucrări ale lui Teodor Palladi. Toate aceste trei lucrări arată felul magistral în care Teodor Palladi, ca fost student al lui Gustave Moreau, înțelege să îmbine lecțiile pe care le-a învățat foarte bine la începutul secolului 20, anume spiritul simbolist, care era unul, știm, din poezie, foarte meditativ și cred că în această natură moartă se simte foarte bine cum reflectează asupra trecerii timpului cu aceste obiecte părăsite pe masă, acele frunze care se desprind de pe floarea care se află în vaza de flori. Dar deopotrivă el este un... Și sigur, faptul că meditează asupra condiției umane se vede și în acest nud. Nu întâmplător ceasul este prezent în iconografia imaginii. Dar el este în egală măsură un foarte fin observator al curentelor de avantgardă. Și cred că în această femeie în interior putem vedea stilul rezumativ, stilul foarte concis în care este capabil să redea formele din această imagine. Reprezentarea sintetică atinge aici maximum, cred, și faptul că elimină distanțele dintre obiecte ține tot de faptul de a condensa cât mai mult o imagine la esențialul său. Deci Teodor Palladi, sigur, este un spirit liber, este un spirit care reflectează asupra mijloacelor epocii sale și este un pictor paradigmatic pentru ce înseamnă modernitatea picturală în România.
Și aș vrea să ne oprim acum spre final în sala Tonița și să vedem puțin lucrările lui Nicolae Tonița. Aici putem admira unele dintre cele mai importante lucrări ale lui Nicolae Tonița și mi se pare important că am ajuns în acest punct al galeriei, pentru că el este, într-un fel, pictorul care, în a cărui laborator de creație se combină unele dintre cele mai importante lecții despre care am vorbit până acum. Și lecția lui Andreescu, și lecția lui Grigorescu, și lecția lui Lucian, și experimentele vizuale ale lui Palladi, toate se combină magistral în stilul pe care și-l creează Nicolae Tonița. Un stil inconfundabil, al cărui lirism este generat, pe de o parte, din talentul ieșit din comun cu care surprinde psihologia personajelor sale, cum e, spre exemplu, și la acest negustor, negustorul cel mic se numește lucrarea, și sigur nu are nevoie să figureze ochii sau privirea ca să evoce starea de meditație a personajului. Nicolae Tonița reușește să creeze o stare de intimitate cumva între personajele sale și privitor, tocmai prin această calitate deosebită de a sugera o interioritate doar prin mimică și gestică. Este una dintre particularitățile stilistice ale lui Nicolae Tonița. Această natură statică, aparent foarte simplă, iarăși spune ceva despre preocupările sale, pentru că avem de-a face nu numai cu reprezentarea fructelor în prim plan, ci și reprezentarea puternic geometrizată a motivelor tradiționale pe care le putem identifica în scoarța țărănească pe care o reprezintă în fundal. Și e momentul aici să spun că Nicolae Tonița făcea parte dintr-un grup prestigios în perioada interbelică, și este vorba despre grupul celor patru. Nicolae Tonița cu Ștefan Dimitrescu, Oscar Han și Francisc Șirato constituie grupul celor patru. Preocuparea lor, și pe această idee aș vrea să-mi și închei prezentarea, preocuparea lor era punerea marii picturi moderne europene pe niște coordonate românești. Și fiecare dintre ei cu instrumentele sale, fiecare dintre ei prin mijloacele de expresie proprii, încercau să găsească versiuni specifice ale unor importante curente de idei din arta vremii. Și aici mi se pare important să spun că Nicolae Tonița era și un important pictor expresionist. Faptul că pictează această lucrare de aici, sugestiv intitulat Răniții, sigur ne dă măsura ravagilor pe care le face războiul. Nicolae Tonița, ca direct participant la primul război mondial, ne dă tăria de a vedea într-o epocă istorică la care noi n-am fost prezenți, dar pe care stilul și subiectul pe care îl reprezintă este una dintre porțile prin care putem intra în atmosfera unor vremuri. Și cred că această lucrare, Răniții, spune foarte multe nu doar despre stilul său, ci și despre unul dintre idealurile artei acelor vremuri. Și anume, păstrarea contactului dintre istoria trăită, dintre istoria vie și creația artistului. Și Nicolae Tonița este unul dintre pictorii care ne conving că pictorul nu este doar o personalitate retrasă cumva în turnul său de fildeș, ci este și un atent și viu observator al realității imediate,
a realității războiului. Sensibilitatea socială lui Nicolae Tonița iarăși era un predictor pentru ceea ce va urma să însemne mult mai târziu preocuparea pictorului și a artistului în general pentru faptul social și preocuparea artei pentru a deveni un mijloc de exprimare antirăzboinic și în același timp angajat din punct de vedere social, atât la nivel de reflexivitate proprie, cât și ca expresie stilistică adecvată unor subiecte incomode. Odată cu Nicolae Tonița și cu alți pictori ai vremii sale, pictorul începe să aibă curajul de a exprima și lucruri incomode despre ceea ce se întâmplă în lume, despre ceea ce putem întâlni în viețile proprii, și este una dintre trăsăturile de căpătâi atât în arta modernă cât și în cea contemporană, angajarea în real și dialogul cu realul într-o formă cât mai vie. Vă mulțumesc pentru invitația pe care mi-ați făcut-o. Și noi vă mulțumim pentru această primire. Sunt foarte multe opere de artă. Noi ne-am mișcat mai repede, așa că vă așteptăm să veniți. Cred că nici măcar jumătate n-am făcut. Am văzut că sunt foarte multe. Veniți la fața locului, luați-vă timp și delectați-vă cu aceste opere de artă. Vă mulțumim foarte mult. Vă mulțumesc și eu și sper să ne revedem și cu alte ocazii. Cu mare drag. Toate cele bune. Toate cele bune. Numai bine.